că noi suntem în portul popular. Trebuie să le spunem telespectatorii. Na. Nu, tu ai mâncat ceapă? Nu, am mâncat o dintre aia de urechi de porc. Bine, de ce? Scuză-mă puțin. Nu, că vreau să spun ceva important pentru popor și nu mă pot concentra. La cei 75 de ani, din care 54 petrecuți pe scenă, George Mihăiță se declară un tată fericit. Dacă pe micul ecran tătuțul are un întreclan de care să aibă grijă, în viața reală George Mihăiță a încercat să fie model pentru cei trei fii ai săi. Niciunul din băieți nu i-a călcat pe urme, Doamne, și nu s-a făcut actor, dar asta nu are nicio importanță. Aflăm mai multe despre relațiile dintre actori și băieții săi și aflăm și ce spune mezinul Vlad despre tatăl său. Chiar acum. Uf, Pavel. Hai, te invit. Pavel, și să împărțiți viața de familie cu viața de scenă, să zic așa, în toți anii ăștia. Aveți trei băieți, da? Da, am trei băieți. Uneori, categoric, nu poți avea mare succes în două ramuri. E adevărat. Uneori, poate au fost vitregiți copiii de prezența mea, dar în același timp am căutat să fiu un model pentru ei, prin felul meu de a fi, prin comportamentul meu, prin actele mele diverse. Și am zis, măcar să fiu un model pentru ei. Și dacă vă spun scrisoarea care am primit-o de la fiul meu cel mare, când avea 20 și ceva de... Tudor, da? Tudor, da. Nu continui că îmi dau lacrimile totdeauna. Cert este că a încheiat așa. Nu știu dacă ești un tată perfect, dar cu siguranță cel mai bun. Dar unul dintre fii este alături de dumneavoastră în seară. Da, unul dintre fii. Ia vino, Bibicu! Bibicu, vino puțin! Nu-mi dau seama dacă e Vlad sau Andrei. El este Vlăduț. Vlad, cel mai mic, da? Da, cel mai mic. Vlad, tu faci fotbal sau ai făcut fotbal? Am făcut 8 ani la Steaua. Ai făcut fotbal și dumneavoastră ați făcut fotbal în tinerețe, nu? Nu greșesc. Să-i zicem fotbal. Avem tata fotbal. Eu vreau să știu asta. Dumneavoastră l-ați dus. Eu de mic, din clasa 8-a, nu am urcat pe scenă ca artist amator, cum era pe vremuri, și mi-a priit. Bine, dar la fotbal cine te-a dus? Te-a dus tatăl? Tata. Dar am fost la tenis de mic, m-a dus și după aia făceam și fotbal și tenis. Și acum? Nu mai fac. Cu facultatea mai acum. Student. M-am lăsat. Student unde? La ASE. La Roman aici. La management. Te-ai gândit dacă ai dat la... Deci dacă ai dat la ASE, înțeleg că nu vrea, domne, să vă urmeze pe drumul ăsta, nu? Al actorului. Profesorul lui de logică, pregătindu-l pentru BAC, i-a spus la un moment dat: și să știi, copilul trebuie să-și întreacă părintele. Pauză, Bibicu. E greu, domn profesor. E muncă, da. E greu. Spune-mi dacă a fost greu să ai un tată precum tatăl tău, precum George Mihăiță. Da, foarte greu, dar atâta timp cât e lângă mine și mă ajută, mi-este ușor. Te-ai gândit vreodată să te faci actor? M-am gândit așa, dar mi-a stat dacă am timp. Și câțiva ani să... Și am spus acum câțiva ani și acum văd că are timp. Am și la 30-40, nu? Nu. Nu mai e? Nu bate spre actorie. Nu. Dar vă pare rău? Nu știu ce. E greu să fii actor, dar e și frumos, nu? Da, în ziua de azi e greu. Nu mai sunt condițiile care erau când eu am început meseria asta. E altceva. E mult mai dur acum. Vlad, vreau să-mi spui cum este tatăl tău, folosind puține cuvinte, în trei cuvinte, așa, cum îl descrii tu pe omul acesta, pe George Mihăiță, pe tatăl tău? E cel mai bun tată, în primul rând, și niciodată nu m-a certat, a fost mereu calm cu mine, m-a învățat de toate, de mic. M-a ajutat cu tot ce am vrut, mi-a luat tot, cel mai bun e. Eu vreau să știu dacă tatăl tău ar fi fost în realitate, ar fi avut comportamentul lui tătuțu din clanul, dacă ar fi avut comportamentul lui în realitate, ai fi putut să fii băiatul lui? Da, eram puțin speriat, dar mă descurcam până la urmă. Făceam tot ce zicea. Acum ai și un alt băiat. Am un fiu, fiul meu din clanul. Spune-mi dacă are și părți negative tatăl tău. Da, cel mai bun exemplu. Nu știu, nu prea a avut cum e, sincer. Mă mai certa uneori când greșeam rău, îmi zicea că nu e bine, dar niciodată nu prin vorbe îmi zicea. Întrebați-o pe mama lui. Deci cine era mai autoritar, mama sau tatăl? Mama. Așa e, eu sunt și eu... N-aș fi zis, da. Și la mine mama a fost un pic mai căpoasă cu mine, să zic. Căpoasă? E căpoasă, că, na,
taică-miu m-a bătut cu adevărat, adică. Dar uite, în copilărie, acum na, ești mare. În copilărie, cine v-a ajutat mai mult la teme? Mama sau tata? Mama. Bine, hai că tata era mai mult plecat, nu? Mama sta cu noi de mici și fratele meu la fel. Stătea câteva ore pe zi, ne ajuta la orice. Și revin totuși la întrebarea de mai devreme. Mai e vreo șansă să o iei pe drumul actoriei? Nu știu, dacă... Cine știe, poate... Depinde de televiziuni.